Această seară vrem să ne uităm în mod particular la aceste probleme cu care ne confruntăm ca și cetățeni în țara noastră și vrem ca să trăim după Scriptură în această lume, deși nu facem parte din această lume, deși mărturisim că suntem străini și călători în această lume pentru o vreme. Am fost lăsați de Domnul nostru în această lume și avem responsabilitatea ca să trăim după Scripturi. Dimineață ne-am uitat, în general, la o teologie biblică a rolul creștinului în societate, a guvernării, a implicării noastre în societatea civilă și în această seară vrem ca să ne uităm în mod deosebit la câteva întrebări pertinente despre momentul acesta istoric care urmează să vină în doar o săptămână, despre referendumul care stă înaintea țării noastre. Și vrem ca să clarificăm după Scriptură câteva lucruri pentru noi, ca să putem să acționăm în cunoștință de cauză, să putem să acționăm cu conștiința noastră împăcată, să putem să acționăm în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu și să fie clar pentru noi și pentru cei din jurul nostru care sunt motivațiile noastre, care este gândirea noastră, ce ne împinge ca să facem ceea ce facem în acest moment. Prima întrebare la care ar trebui ca să răspundem și să mai clarificăm este dacă avem datoria de a vota. Și am putea pune această întrebare despre referendum și despre a vota în general. Cred că creștinii trebuie să-și pună această întrebare. Dacă au datoria, dacă este în contextul în care noi ne aflăm un imperativ moral de a vota, de a fi implicat în societatea din care faci parte în acest fel. Și eu cred că privind la principiile Scripturii despre rolul cetățeanului în societatea care Dumnezeu l-a pus, răspunsul la această întrebare este da. Și cred că răspunsul creștinismului de-a lungul veacului a fost întotdeauna da când vine vorba de implicarea în fel pozitiv, în sens pozitiv, în societatea, în viața cetății, acolo unde se află creștinul. Încă din Vechiul Testament vedem această realitate, că poporul lui Dumnezeu trebuia ca să fie o influență și să-ți dorească binele societății în care se afla, chiar atunci când se afla în captivitate, chiar atunci când nu se afla la ei acasă, să spunem așa. În Ieremia 29:27, Cuvântul Dumnezeu ne spune în felul următor: căutați pacea pentru cetatea în care v-am dus în captivitate. Mai străin și mai călător decât să fie rob, să fie în captivitate, nu se poate. Da? Și rugați-vă Domnului pentru ea, căci de bunăstarea ei, de bunăstarea cetății în care vă aflați, de bunăstarea societății în care vă aflați, depinde și bunăstarea voastră. Vedem principiul acesta că deși suntem străini și călători, deși nu aparținem acestei societăți, pentru că avem o altă patrie, principiul acesta este peste tot în Scriptură. Creștinul, copiii lui Dumnezeu, realizează că acolo unde i-a pus Dumnezeu, ei trebuie să le pese despre binele mers al acelei societăți, dacă pentru nimic altceva, din aspectul acesta logic, pentru că înțelegem că bunăstarea noastră depinde de bunăstarea acestei societăți. Dacă țara aceasta nu merge bine, dacă țara aceasta se îndepărtează de Dumnezeu, dacă țara aceasta devine o țară în care domină ideile acestea greșite, o țară care practică nelegiuirea, care legiferează nelegiuirea, cu siguranță noi ca și creștini vom avea de suferit. Scriptura are această înțelegere despre creștin și societate. Da, suntem străini și călători, suntem cetățeni a unei cetăți cerești, a unei patrii cerești. Totuși, pentru un timp, suntem aici, pe acest pământ, în aceste societăți și suntem aici pentru că Dumnezeu a rânduit acest lucru. Și înțelegem că bunăstarea ei afectează bunăstarea noastră, că pacea și liniștea și dreptatea din societatea în care ne aflăm afectează în mod direct viața noastră și nu doar viața
noastră. Dimineața am văzut că Apostolul Pavel ne învață că rolul autorității, rolul guvernării, este să răstrângă, să pedepsească ceea ce este rău și să promoveze binele. Și Pavel de asemenea înțelege că această activitate a guvernării și această funcționare corectă este deosebit de importantă pentru viețile noastre ca și creștini în mijlocul acestei societăți. În 1 Timotei 2, la versetul 1 și 2, Pavel ne îndeamnă să facem cereri și rugăciuni și mijlociri pentru toți oamenii. Și menționează în mod deosebit pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte. Și motivația pentru care Pavel ne spune că ar trebui ca să ne pese de acești oameni, să ne rugăm pentru acești oameni, să ne dorim ca lucrurile să meargă bine în țara noastră din punctul acesta de vedere al guvernării, este acesta. Ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Să poți trăi ca și un creștin în societatea în care te afli. La doar 30 de ani după Revoluție am început ca să luăm lucrul acesta ca și ceva gratuit, de a putea să trăiești ca și creștin. Nu este ceva gratuit. Nu este ceva absolut necesar. Au fost vremuri și s-ar putea să fie din nou când va fi ilegal să deții convingerile care noi le deținem. Să spui ceea ce noi propovăduim. Să acționezi după principii corecte biblice s-ar putea ca să fie ilegal. Pentru noi este important acest lucru, ca țara noastră să fie un mediu în care să putem trăi o viață pașnică, o viață liniștită, cu toată evlavia și cu toată demnitatea. Și nu doar să se permită lucrul acesta, dar ne dorim ca guvernanții noștri, reprezentanții noștri, să laude ce este bun și să condamne ce este păcătos, ce este nedrept. Să lucreze în societatea noastră după principiile care Dumnezeu le-a lăsat de autoritate și de supunere, de dreptate, de justiție, de bine și de rău, în așa fel încât noi ca și creștini să putem ca să trăim viețile noastre de creștini fără frică de repercusiuni, fără frică de consecințe. Scopul guvernului, de altfel, este să mențină acest cadru în care să putem duce această viață pașnică și liniștită cu toată evlavia, cu toată demnitatea. Asta este motivul pentru care guvernul primește această autoritate din partea lui Dumnezeu. Scopul creștinului este să influențeze și să susțină autoritățile în acest sens, în acest demers, în acest proiect de a crea acest cadru, începând cu rugăciunea, și până la implicarea în viața civică, cetățeanul creștin are responsabilitatea să susțină autoritățile, să ajute autoritățile cu scopul de a crea un cadru prielnic pentru a trăi o viață creștină. Și motivația noastră merge dincolo de a avea pace și liniște și vieți liniștite. Motivația noastră este pentru că vrem să avem un cadru în care vestirea Evangheliei și lărgirea împărăției lui Dumnezeu să fie posibilă. Vrem un cadru social, politic, economic, în care biserica să-și poată îndeplini chemarea ei. Chemarea guvernului este să creeze acest cadru stabil. Chemarea bisericii este să vestească Evanghelia. Să ducă Evanghelia până la margine pământului, să cheme pe oameni la pocăință și la credință în Domnul Iisus Hristos. A vota într-o societate democratică în care noi ne aflăm este cel mai direct fel de a ajuta statul să-și îndeplinească mandatul, de a afirma ce este bine și de a pedepsi ce este rău. Într-o societate democratică, inclusiv aceste definiții de bine și de rău cad pe spatele poporului. Poporul este cel care trebuie ca să spună ce este bine și ce este rău. Și dovada acestui principiu este ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare, când statul român organizează un referendum prin care cere nu părerea, cere votul, cere investirea poporului român pentru a defini în mod corect ce este bine și ce este rău. Pentru că în sistemul în care noi ne aflăm, această autoritate a guvernării, în mod ultim, stă cu poporul. Este ca și în biserică.
Da? Conducătorii în biserică au autoritate. Dar în mod ultim, responsabilitatea stă cu congregația. Congregația este cea care afirmă, care confirmă sau care spune nu se pare că ești în offside, se pare că nu înțelegi chemarea care o ai. De asemenea, poporul român are această chemare în vremea în care ne aflăm, în sistemul politic în care ne aflăm. Noi suntem cei responsabili ca să investim, ca să confirmăm pe oameni în conducerea poporului și cât timp ei trăiesc și guvernează în parametrii lăsați de cuvântul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că trebuie să fie creștini. Noi avem toată datoria ca să-i susținem, ca să ne rugăm pentru ei, ca să ne implicăm în demersurile acestea politice în sens pozitiv. Și atunci când guvernul merge împotriva cuvântului Dumnezeu, noi avem responsabilitatea să ne opunem la aceste demersuri. Într-o societate democratică, a vota este metoda cea mai practică, cea mai directă de a lucra spre acest proiect, acest cadru de a crea o societate în care viața creștină poate fi trăită. Domnul Iisus în Matei 22, la 37, la 39, răspunde la această întrebare despre care este cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu. Și Iisus răspunde să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, și acum ascultați atenție ce zice Domnul Iisus, ca să înțelegem cumva unde ne plasează Domnul Iisus ca și responsabilitate față de semenii noștri. Iar a doua, asemenea ei, deci există o legătură, spune Domnul Iisus, între a iubi pe Dumnezeu și care este a doua prioritate, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Deci, a doua motivație pentru noi ca și creștini, pentru a fi implicați în societate și pentru a fi implicați inclusiv prin vot, cum ziceam, care este cel mai direct instrument prin care putem ca să facem binele într-o societate democratică, este pentru că este una dintre cele mai practice metode de a iubi pe semenii tăi. Prin implicarea ta în societate pentru binele semenilor tăi. Corupția, ineficiența birocratică, legi nedrepte și așa mai departe, despre care toți facem câteodată crize, au consecințe asupra celor care se află în această societate. Altfel spus, asupra semenilor noștri. Dar oare întrebarea este dacă doar cei care le comit aceste fapte sunt responsabili sau dacă avem și noi o responsabilitate? Scriptura ne spune că cel care este indiferent față de răutate, față de comiterea răului, este la fel de vinovat ca și cel care distruge. Ca atare nu există o indiferență care ne face inculpabil. Domnul Iisus dă această pildă ca să explice cine sunt semenii tăi. Și este vorba de un om care este pe marginea drumului, un samaritan care este rănit și are nevoie de asistență medicală. Nici unul dintre cei care trece și rămâne indiferent nu este considerat inculpabil, nevinovat. De ce? Pentru că chiar dacă ne-am comis crima care a dus la dauna respectivă, avem responsabilitate față de semenii noștri să nu stăm pasivi, să nu stăm indiferenți. V-ați gândit vreodată că indiferența noastră ca și creștini, ca și cetățeni, a costat vieți în această țară? Indiferența noastră față de legiferarea avortului a dus la uciderea sutelor de mii de copii în această țară. Ne pasă? Poporului român, creștinilor, ne pasă? Indiferența noastră față de lucruri care par deja normale în țara aceasta. Ineficiența, administrarea banilor noștri, de exemplu, în sistemul de sănătate. Oameni care mor cu zile, cum spunem noi în România, pentru că birocrația țării acesteia nu administrează în mod corect resursele ei. Ne pasă? Avem o responsabilitate să ne pese? Că ar fi suficient bani în această țară ca să se trateze toate formele de cancer care sunt tratabile? Dar în România, de exemplu, avem doar două centre. Eu știu asta din experiență, că am fost nevoit ca să mă duc în Austria
pentru tratament, să nu fiu nevoit să plec în America. La Cluj și la București avem centre de medicină nucleară. La Cluj stai câteva luni în așteptare, la București poți sta un an de zile. Mori până ajungi la centru de medicină nucleară în România. De ce? De ce se întâmplă asta? Îmi pasă că sunt oameni care vor muri, pentru că banii publici sunt administrați incorrect. Noi, ca și cetățeni, avem, și ca și creștini mai ales, avem o responsabilitate pentru felul în care societatea în care ne aflăm se raportează la semenii noștri. Eu sunt responsabil, chiar dacă îmi permit să mă duc în Austria pentru tratament. Să-mi pese de cei din Zalău care nu au acces la un tratament, nu pentru că nu există, nu pentru că nu este posibil, nu pentru că nu îl permitem, ci pentru că prin pasivitatea noastră admitem și permitem și încuvințăm crimele acestea care duc la moartea oamenilor. Pavel ne îndeamnă în Galateni 6:10. Așadar, cât avem ocazia, cât este posibil, trebuie să facem bine tuturor. Cât avem ocazia. Ce ocazie mai mare decât să desemnăm noi conducătorii care considerăm că vor implementa legi după principiile biblice. Ce ocazie avem să putem protesta atunci când ei nu implementează principii corecte în guvernarea țării. Ce ocazie avem săptămâna viitoare ca să spunem guvernului României și poporului român ce credem noi că spune Dumnezeu despre căsătorie. Și cei mai mulți vor sta pasivi, îmi pare rău să spun. Dacă s-ar vota valoarea punctului de pensie, dacă s-ar vota mărirea salariului minim pe economie prin referendum, ar fi o mare șansă ca să treacă un asemenea referendum. Dar dacă se votează ceea ce este drept, ceea ce este bun, ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar care nu are un impact imediat, un impact va avea, dar nu are un impact imediat asupra mea personală. Cetățeanul român și din păcate cetățeanul român creștin nu simte obligațiunea ca să se folosească de această ocazie ca să facă bine pentru toți. Dimineața am văzut că responsabilitatea creștinului nu este doar să fie supus față de autorități, ci este să lucreze spre binele societății în care se află, să fie, altfel spus, cel dintâi în fapte bune. A vota pentru ce este drept, pentru ce este după Scripturi, este minimum care îl poate face și trebuie să facă un creștin într-o societate liberă. Minimum care poate și care trebuie să facă un cetățean creștin într-o societate liberă. Cum trebuie înțeles? Așadar, Roman 13, textul care l-am studiat dimineață în contextul nostru democratic. În România se discută foarte mult despre clasa politică. Clasa politică este nu știu cum, clasa politică este nu știu cum. Ei fac aia, clasa politică nu este demnă, clasa politică. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, într-o țară democratică, în care guvernul este reprezentantul cetățenilor prin vot, în care guvernul este oglindirea cetățenilor, cine este clasa politică dacă nu cetățenii? Trăim și ne luptăm încă cu bazme și cu tot felul de concepte care nu există. Clasa politică, problema politică în România este o problemă a poporului. Poporul și guvernul nu sunt două categorii distincte în sistemul politic în care ne aflăm. Precum biserica și păstorul nu sunt două categorii distincte. Și păstorul și biserica fac parte din aceeași categorie, doar că au roluri diferite. Li s-a delegat roluri diferite. Autoritatea într-un sistem democratic... Autoritățile într-un sistem democratic sunt desemnate, sunt delegate să mânuie această autoritate care, conform teoriei politice ale acelei societăți democratice, o are poporul. Nu știu că am realizat asta ca și țară, ca și neam. Că odată cu căderea comunismului și cu intrarea democrației, schimbarea a fost una de paradigmă totală. Cel puțin la suprafață și teoretic, ceea ce s-a declarat este că singurii care au autoritatea suverană peste poporul român este poporul român.
Și noi încă în țara aceasta discutăm despre ei și noi. Ce ne fac ei nouă? Nu, noi ne facem nouă. Pentru că Dumnezeu ne-a dat harul ca să trăim într-un timp și într-un context în care autoritatea și responsabilitatea guvernării unei țări stă pe umerii noștri, fiecăruia. Și risipim această ocazie de a face bine tuturor. Autoritățile în acest sistem ne reprezintă pe noi. Altfel spus, când citim Roman 13 în contextul democratic, realizăm că în acest context fiecare dintre noi este investit cu autoritatea statului, pentru că noi suntem statul. În contextul lui Pavel, cezarul în mod unilateral avea autoritatea sabiei. Și totuși poporul trebuia să se supună și trebuia să lucreze spre binele societății. În contextul nostru, noi suntem cezarul. Noi avem autoritatea statului. Noi suntem statul. Ca atare, când aplicăm Roman 13 în contextul nostru, autoritatea, dar și responsabilitatea noastră este cu atât mai mare. Pentru că noi dăm legile și noi trebuie să le respectăm. Noi avem responsabilitatea de a plăti impozite și taxe și noi suntem responsabili pentru a stabili impozite și taxe corecte. Noi avem responsabilitatea de a respecta legea și noi suntem responsabili pentru a legifera în mod corect. Noi avem responsabilitatea de a proteja, de a afirma ce este bine, de a spune ce este căsătorie și ce nu este căsătorie și noi suntem responsabili pentru a restrânge, pentru a penaliza ce este rău. Ca atare, este o responsabilitate creștină de a aplica, de a împlini aceste responsabilități care în societatea noastră, în civilizația noastră, stau pe umerii noștri. Nu i-am dat nimănui. Dacă ești cetățean în România, sursa autorității nu este statul, este poporul. Și responsabilitatea ultimă este cu tine, cu cetățeanul. Ca atare nu poți să stai cu mâinile în buzunar și să spui ce-or decide ei a fi bine. Noi la nivel individual avem aceste responsabilități și în societatea noastră aceste responsabilități se descarcă, se împlinesc prin participarea noastră în procesul democratic, prin vot și nu numai. Responsabilitatea noastră față de stat nu se va termina săptămâna viitoare când votăm la referendum. Responsabilitatea noastră față de stat și față de societatea noastră și față de semenii noștri, față de Dumnezeu ca să fim creștini în societatea aceasta nu se termină nici măcar la următoarele alegeri, ci este o responsabilitate continuă de a trăi și de a lupta pentru binele societății în care Dumnezeu ne-a pus. De ce? Ca să fie un cadru în care să putem trăi vieți de creștini fără frică. Ca să fie un cadru în care să putem să vestim Evanghelia și să chemăm pe oameni la pocăință. Cum trebuie să votăm mai punctual? Dacă am înțeles că trebuie să votăm, cum trebuie să votăm? Sau dacă o să aplicăm această problemă peste ceva vreme, când ajungem la alegeri parlamentare sau la altele sau la alegeri locale, cum ar trebui să votăm? Sau cu cine ar trebui să votăm? În general, vrem ca să vedem câteva principii și apoi să ne uităm și în mod specific la cazul care este înaintea noastră. În general, adică la orice vot și de fapt, probabil că principiile acestea sunt aplicabile la orice decizie care trebuie luată, creștinul trebuie să voteze după următoarele criterii. În primul rând, trebuie să voteze în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Este dreptarul și autoritatea ultimă pentru creștin. Pentru creștin, cuvântul lui Dumnezeu este ultimul cuvânt în orice lucru, în orice sferă, în orice decizie, în orice vot. Dumnezeu întotdeauna face majoritatea, indiferent cum merge votul. Dumnezeu întotdeauna va avea dreptate, indiferent care va fi rezultatul la referendum. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Teoretic vorbind, un creștin poate avea orice nuanță politică dorește el. De dreapta, de stânga, între roșu, galben, albastru, ce vrea el, da? Verde, nici nu știu câte culori politice sunt în țara aceasta. În practică, dacă creștinul aplică cuvântul lui Dumnezeu în viața cetății, în viața civică, realizăm că poziția politică și votul creștinului este de fapt stabilit pentru el, este predestinat. Eu când mă duc la vot, eu nu pot să votez ce vreau eu sau ce pare mie. Votul meu este deja hotărât pentru mine
dacă cred în Dumnezeu, dacă cred că cuvântul lui Dumnezeu este autoritar și dacă aplic cuvântul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Probleme sociale, precum avort, familie, căsătorie, sunt constrânse total de poziția biblică. Eu nu pot să mă duc la vot și să zic, știi, acum ce contează dacă familia va fi definită altfel? Nu, Biblia definește familia. Eu nu pot să mă duc la vot și pe problema avortului să spun că nu contează. Nu pot să mă duc și să zic pe problema, orice problemă care este strict definită în Scriptură, votul meu este deja hotărât pentru mine. Și problemele, de exemplu, economice, există totuși într-un cadru biblic. De aceea, în general, în societățile în care creștinismul a pătruns și a avut un impact foarte profund, vom găsi o politică, chiar și economică, extrem de conservatoare. De ce? Pentru că creștinul are principii și despre aceste lucruri. Creștinul crede ceva despre muncă, despre administrarea banilor, despre datoria fiecărui om ca să muncească, să fie harnic, să fie roditor. Ca tare, când mă duc la vot, trebuie să votez după Scriptură, nu după ceea ce eu vreau sau ceea ce eu am debitat din mintea mea. În toate problemele acestea, eu sunt constrâns ca și creștin de ceea ce Dumnezeu mi-a revelat prin cuvântul Său. În al doilea rând, creștinul trebuie ca să voteze nu doar după cuvântul lui Dumnezeu, ci în concordanță cu conștiința sa. Biblia, într-adevăr, nu este la fel de clară despre fiecare subiect. Biblia nu vorbește la fel de mult despre fiecare subiect. Și nu fiecare decizie care trebuie luată în societate poate fi simplificată la o decizie binară în termeni biblici. Scopul creștinului, atunci când votează sau când ia o decizie, este să caute să sintetizeze poziția biblică. Care sunt principiile biblice? Care sunt imperativele biblice? Da? Le luăm pe toate, toate aceste principii, toate aceste imperative și le sintetizăm. Și iau o decizie, dau un vot încât conștiința mea să fie împăcată înaintea lui Dumnezeu ca și fiind în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Asta caut eu. Când plec de la vot, conștiința mea să fie împăcată. Am votat după ceea ce cred că cuvântul lui Dumnezeu mă îndeamnă. Am votat după principiile și poruncile biblice. Există în acest spectru două feluri de decizii. Există decizii binare, decizii care sunt alb sau negru, și există decizii mai complexe. Deciziile binare sunt acelea unde se poate trage o linie dreaptă între imperativul sau principiul biblic și aplicația practică în societate. De exemplu, Biblia spune să nu ucizi, ca atare votez întotdeauna împotriva avortului. Nu există loc de negociere, nu există interpretare. Nu pot să plec cu conștiința împăcată decât dacă am votat împotriva avortului. Să fie foarte clar. Este un subiect care nu poate fi discutat. Dar există și decizii mai complexe. Sunt acele decizii unde legătura între principiul biblic și aplicația practică nu este chiar așa de clară sau chiar așa de directă. De exemplu, cum ziceam, deciziile de politică economică sau de asistență socială. Cât șomaj ar trebui să dăm la oameni? Sau dacă ar trebui să dăm șomaj? Este discutabil. Există principii biblice despre lucrurile acestea. Biblia ne spune, cine nu muncește să nici nu mănânce. Pe de altă parte, Biblia ne spune să avem grijă de săraci și de cei care sunt nevoiași. Deci există un spectru în care putem ca să locuim și totuși conștiința noastră să fie împăcată înaintea lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată, creștinul își pune întrebarea ce învață Biblia despre acest subiect și încearcă să voteze și să acționeze ca conștiința lui să fie împăcată înaintea lui Dumnezeu ca și fiind ascultătoare. Și în al treilea rând, folosindu-se întotdeauna de înțelepciunea naturală care i-a dat-o Dumnezeu, unele decizii nu țin nici de imperativele biblice sau de aplicația lor, ci țin pur și simplu doar de înțelepciunea și de prudența umană, de înțelepciunea naturală cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Cu siguranță că și această înțelepciune, la un moment dat, trebuie să fie impactată în mod profund în viața unui creștin de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce știu eu despre politică sau despre economie sau despre business chiar, este mai profund impactat de cuvântul lui Dumnezeu decât de toate cărțile de economie, de politică și de business care le-am citit. Dacă mâine ar ieși o carte care ar spune cea mai bună modalitate de a avea succes în business este să furi,
oricât de convingătoare ar fi cartea aceea, simpla porunca lui Dumnezeu să nu furi este suficient pentru mine ca să descalifice acea carte. De ce? Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este înțelepciunea ultimă. Cu siguranță, dacă am vrea, de exemplu, să asfaltăm un drum, și ar fi bine să mai asfaltăm câte un drum, nu am nevoie de foarte multe teologie. Am nevoie, în schimb, de alte cunoștințe cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Sunt lucruri care trebuie să le facem în viața de zi cu zi și în societățile noastre, care nu țin neapărat de imperative morale sau de porunci biblice. Și acolo trebuie ca să încercăm, ghidați, învățați totuși de cuvântul lui Dumnezeu, să ne folosim de înțelepciunea noastră și să luăm decizii care sunt înțelepte. Aplicând aceste trei principii, creștinul poate să acționeze și să voteze în societate în așa fel încât să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, să fie cu conștiința lui împăcată și să acționeze după înțelepciunea care Dumnezeu i-a dat-o. Odată ce parcurge acest proces, creștinul trebuie să acționeze. Creștinul trebuie să pună în practică ceea ce a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Cum trebuie să votăm la acest referendum? Dacă am înțeles că trebuie să votăm, cum trebuie să votăm la acest referendum? La referendum, cetățenii României vor răspunde la întrebarea: sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Dincolo de toată propaganda care se face, dincolo de toată dezinformarea care se face, referendumul acesta are doar acest scop. Și anume, inițiativa vizează înlocuirea sintagmei între soți, cum este acum în articolul 48 cu aliniatul 1, și înlocuirea ei cu sintagma între un bărbat și o femeie. Doar atât să votează. Tot ceea ce se discută și se discută non-stop și se fac emisiuni este inutil. Inițiativa vizează doar atât. Acum se poate face, cum ziceam, multă politică pe seama acestei întrebări care stă în fața poporului român, dar nu se poate face foarte multă teologie, pentru că Biblia este deosebit de clară ca și răspuns la această întrebare. Dacă întreb pe un creștin, și exact aceasta este întrebat fiecare creștin din țara noastră, familia trebuie să fie instituită prin bărbat și femeie și doar prin bărbat și femeie? Răspunsul, singurul răspuns, în cadrul ortodoxiei creștine, și mă refer la dreapta credință, nu la religia ortodoxă, în cadrul ascultării față de cuvântul lui Dumnezeu, este da. Orice alt răspuns, inclusiv răspunsul nu mă interesează, inclusiv răspunsul nu este treaba mea, este incorrect în lumina Scripturii. Dacă conștiința ta te îndeamnă că poți sta pasiv, indiferent sau chiar poți fi împotriva acestui demers, demersul există deja. Ideea de că e inutil sau nu e util sau ar trebui să se întâmple, el există. Da? El există. Este cum ai sta în fața unui om care este accidentat pe marginea drumului și ai spune: ar fi mai bine ca să nu fie accidentat, că atunci nu ar trebui să fac nimic. Dar el este accidentat deja. Demersul există. Întrebarea este lansată. Ca tare, imperativul moral este: trebuie să răspunzi conform Scripturii. Indiferența sau negarea răspunsului da la acest referendum este împotriva credinței creștine. Pe scurt, haideți să privim la câteva repere biblice ca să realizăm cât de clară este Scriptura pe această temă. Începem cu prima nuntă din istorie în Geneza 1. Dumnezeu l-a creat pe om, ne spune cuvântul, după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă. Umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste pești, peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Am văzut împreună în studiul care nu de mult s-a încheiat despre identitate de gen, ca și bărbat și femeie, și am văzut că această identitate provine din intenția lui Dumnezeu în creație. Vedem în acest pasaj că, de asemenea, intenția lui Dumnezeu a fost ca oamenii să instituie aceste unități prin căsătorie formate din bărbat și femeie, cu scopul, cu potențialitatea de a fi roditor și să a se înmulți. Este această formulă care o binecuvântă Dumnezeu. Dumnezeu creează femeie și bărbat și femeie
le dă această poruncă și îi binecuvântă în această uniune. Altfel spus, Dumnezeu, indiferent ce va hotărâ vreodată statul român, Dumnezeu nu oficiază cununii decât între un bărbat și o femeie. Este singura căsătorie care o binecuvântă Dumnezeu. Este singura căsătorie care o aprobă Dumnezeu. Din Geneza 2:24 se spune, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Al doilea rând, Mântuitorul nostru susține exact această poziție despre căsătorie. În Matei 19, de la versetul 4 la 6, Domnul Iisus spune în felul următor. Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit că de la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie? Și apoi a zis, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Domnul Iisus citează din Geneza pentru a defini căsătoria. De asemenea, apostolii, ucenicii Domnului Iisus Hristos, afirmă această definiție și fac apel la creație pentru a defini căsătoria ca și fiind între un bărbat și o femeie. Deci, pe această mărturie ar fi suficient pentru un creștin să știe cum să răspundă la întrebarea care se pune la referendum. Da, căsătoria conform Scripturii, conform Mântuitorului nostru, se bazează pe uniunea între un bărbat și o femeie. În contrast cu această definiție lăsată de Dumnezeu, în contrast cu această instituție înființată de Dumnezeu a căsătoriei, alternativele la căsătoria heterosexuală monogamă sunt condamnate în Scriptură peste tot. Inclusiv relațiile sexuale de orice natură, în afara acestui cadru al căsătoriei, sunt condamnate de Sfintele Scripturi. Omul a fost creat, bărbat și femeie, să devină una în cadrul căsătoriei și doar în cadrul căsătoriei. Pavel, de exemplu, ne spune că în contextul unei culturi extrem de păcătoase, în care curvia, în care relațiile sexuale în afara căsătoriei, în care hipersexualizarea culturii din jur este o realitate, Pavel ne spune că creștinul trebuie să-și găsească împlinirea din punct de vedere sexual doar în cadrul căsătoriei. În 1 Corinteni 7:2, Pavel spune, totuși din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul lui. Dumnezeu a intenționat ca darul acesta împlinirii sexuale să fie doar în cadrul căsătoriei între un bărbat și o femeie. De asemenea, relațiile homosexuale de orice natură sunt condamnate în Scriptură. În 1 Corinteni 6, la 9, la 11, ni se spune în felul următor. Sau oare nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici lacom, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erau în trecut unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți și ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Credința creștină este incompatibilă cu cei care vor să trăiască în acest fel, cu cei care vor să afirme această viață. Dar atenție, credința creștină este incompatibilă și cu curvarii, și cu hoții, și cu bârfitorii, cu orice legiferare a păcatului. Ca tare, oricând societatea noastră vrea să legifereze păcatul, avem datoria să spunem nu. Nu putem fi de acord. Nu. Nu putem ca să admitem așa ceva. În 1 Timotei, capitolul 1, de la 8 la 11, ni se spune în felul următor. Știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. Știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege. Și pentru cei răzvrătiți, pentru cei nevlavioși, pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie. Pentru cei lumești, pentru ucigași de tată și pentru ucigași de mamă. Pentru ucigași de oameni, pentru cei desfrânați, pentru homosexuali, pentru negustori de sclavi, pentru mincinoși.
și așa mai departe. În Romani, capitolul 1, de la 26 la 28, Pavel ne arată cum se raportează Dumnezeu la gândirea și societatea seculară care nu vrea să respecte legile lui Dumnezeu. Ne arată halul în care poate să ajungă omul și societatea care se poziționează în felul acesta față de Dumnezeu. Din pricina aceasta, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Căci femeile lor au schimbat întribuiențarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întribuiențarea firească a femeii. S-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Votul de săptămâna viitoare pentru poporul român este mai mult decât un vot despre căsătorie. Votul de săptămâna viitoare este un vot care va transmite dacă vrem sau nu să fim lăsați de Dumnezeu în mintea noastră blestemată. Poporul român se va pronunța despre cum se poziționează ca și cultură, ca și societate față de Dumnezeu. Dacă votul de săptămâna viitoare nu trece, cel mai grav lucru nu este doar că se va legifera în scurt timp căsătoria homosexuală. Este că va fi o confirmare că societatea aceasta s-a depărtat așa de puternic de Dumnezeu, încât mâna lui Dumnezeu nu mai este peste această țară în niciun fel. Nu poți fi indiferent. Nu poți fi pasiv. Contează felul în care vei vota săptămâna viitoare. În concluzie, avem datoria de a vota la referendum. Avem datoria din dragoste de Dumnezeu și avem datoria din dragoste pentru semenii noștri. Și trebuie ca să votăm după Scriptura. Decizia care trebuie luată la acest referendum nu este una de natură politică, nu este ambiguă, nu este discutabilă. Pentru un creștin există o singură posibilitate. Căsătoria formată dintr-un bărbat și o femeie, așa cum a poruncit Dumnezeu în Sfântul Cuvânt. De aceea, în această seară, aș vrea ca să încheiem prin rugăciuni pentru țara noastră. Cred că foarte mulți dintre noi, chiar dintre pocăiți, chiar poporul în general, nu realizează momentul istoric prin care trece. Nu realizează ce o să se întâmple săptămâna viitoare. Dumnezeu să ne ajute ca în această săptămână care a mai rămas, ca și națiune să ne trezim. Dumnezeu să lucreze în așa fel încât într-un număr extraordinar și surprinzător să meargă lumea la vot. Și să declarăm înaintea lumii că nu vrem să fim lăsați de Dumnezeu. Că nu vrem ca să ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ca să ne ajute și pe noi, ca și creștini, să ne rugăm pentru țara noastră. Să păstrăm conducătorii acestei țări în rugăciunile noastre și să ne implicăm pentru binele mers al acestei societăți. Pentru că de bunăstarea ei depinde bunăstarea noastră. De dreptatea în societate depinde dreptul nostru de a răspândi Evanghelia. Dumnezeu ca să ne conștientizeze și să ne ajute ca să fim activi în rugăciune și în fapte bune în mijlocul cetății, în mijlocul societății în care ne-a lăsat.